Biserica Sfântului Mormânt, denumită și Biserica Sfintei Învieri, mai ales în creștinismul de rit vechi răsăritean, este o biserică aflată în interiorul zidurilor vechii cetăți a Ierusalimului, la mică distanță de Muristan. Ea este cel mai însemnat loc de pelerinaj al religiei creștine. Mamei împăratului roman Constantin, împărătesei Elena, îi se atribuie identificarea în anul 325 a locului unde ar fi avut loc răstignirea pe cruce a lui Isus, precum și găsirea unor relicve ale crucii într-o grotă din apropiere. Prin porunca lui Constantin a început în anul 326 zidirea primei biserici în acest loc. Biserica a fost arsă de persani în anul 614, reconstruită apoi de patriarhul Modestus pentru a fi iarăși distrusă de califul fanatic Fatimid al-Kahim bi-Amr Allah în anul 1009. După cutremurul de pământ din anul 1033, care a lovit greu Ierusalimul, stăpânirea arabă fatimidă a permis împăratului bizantin Constantin al IX-lea să reclădească biserica între anii 1042 și 1048. Edificiul a trecut printr-o reconstrucție generală în timpul stăpânirii cruciaților din secolul al XII-lea. Cruciații au identificat în acest loc trei locuri sfinte: Golgota, mormântul și capela cunoscută ca a descoperirii crucii, toate acestea fiind incluse într-un singur complex arhitectonic sub același acoperiș din porunca reginei Melisandra, soția celui de-al treilea rege cruciat al Ierusalimului. Noua biserică a fost inaugurată la 15 iulie 1149, la aniversarea a 58 de ani de la cucerirea orașului de către oștile catolice și mai apoi a fost renovată repetat de-a lungul timpului până astăzi. Biserica actuală este reconstrucția care datează din anul 1810, după ce în dimineața zilei de 30 octombrie 1808 a fost mistuită de un incendiu. Au fost distruse camerele din lemn, mai ales cele din Galeria Armeană. Rămânând intacte, capela Sfintei Elena a descoperirii crucii, Biserica Latină și o parte din Calvar. Calvarul, Golgota, craniul sau căpățâna era locul din afara zidurilor Ierusalimului din secolul I după Hristos, în care Iisus Hristos ar fi fost crucificat. Cutremurul violent de pământ din 11 iulie 1927 a produs numeroase crăpături. Autoritățile mandatare britanice au apelat la experți pentru a verifica pagubele. Cupola catoliconului a trebuit coborâtă pentru a fi reconstituită. De asemenea, fațada de sud a rămas acoperită de schele vreme de 40 de ani. Potrivit acordului din 1959 între bisericile catolică, greco-ortodoxă și armeană, în 1961, sub administrația iordaniană, au început lucrări de renovare care au durat 15 ani. Locul este venerat ca fiind Golgota, dealul pe care Iisus a fost crucificat, și se spune că ar conține și locul în care Iisus a fost înmormântat. Însă istoricii contestă tradiția, care e relativ tardivă. Biserica creștină din Ierusalim până la finele secolului al III-lea se pare că indică o altă locație pentru Golgota, apărută odată cu implicarea împăratului Constantin. În afară de loc, considerat de către tradiția constantiniană a fi cel al execuției și al mormântului lui Isus, mai târziu complexului i s-au adăugat de către legendele creștine noi și noi semnificații istorice și teologice. A devenit astfel noul centru sau buric al pământului, dislocând tradiția evrească care desemna drept centru al lumii înălțimea Moria. Locul ales de Constantin pentru Biserica Sfântului Mormânt a devenit în tradiția creștină și decorul în care Avram a vrut să-l sacrifice pe Isaac. O curte din interiorul complexului constantinian a început să fie considerată de tradiția creștină a fi și locul unde Isus a alungat comercianții din împrejurimile templului, iar mormântul sau craniul lui Adam, primul om creat și alungat de Dumnezeu din rai, va fi și el considerat de către tradițiile creștine a se afla tot sub Golgota, relocalizat fiind din Hebron sau Muntele Moria, unde îl pune de obicei tradiția evrească.
Biserica a devenit un important loc de pelerinaj pentru creștini, fiind atestat în acest sens încă din secolul al IV-lea, întrucât este considerat de ei a fi locul învierii lui Isus. Astăzi, biserica este și catedrala Patriarhiei Ortodoxe Grecești a Ierusalimului, biserica fiind însă controlată împreună de mai multe biserici creștine și instituții laice într-un aranjament complex rămas neschimbat de multe secole. Astfel încât biserica este locul unde se țin slujbe religioase atât de bisericile ortodoxe răsăritene, cât și de bisericile ortodoxe orientale și de cea romano-catolică. Creștinii protestanți și anglicanii nu au o prezență permanentă în biserică.